Ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul tău, preacucernice Părinte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Zisa Domnul ucenicilor săi, aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că m-a urât întâi pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă: nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face din pricina numelui meu, fiindcă nu știu pe cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de îndreptățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe tatăl meu urăște, de n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul ce scris în legea lor. M-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mânghietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine. Încă și voi mărturisiți, pentru că sunteți de la început cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă poticniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujba lui Dumnezeu. Pace ție celui ce ai bine vestit.